Francezii doresc să treacă de utilizarea articolelor pirotehnice pe stadioane în legalitate. Înălțând miercuri, fanii pot folosi torțe, fumiganți, petarde și alte materiale cu care arată la meciuri sub titlu experimental, pe o durată de 3 ani și numai în incinte sportive neperetate. Un decret în această privință a fost publicat în Gazeta Oficială. Acest decret va permite cluburilor sportive profesionale, în strânsă colaborare cu asociațiile susținătorilor și acordul autorităților locale, pentru a organiza proiectele de seturi pirotehnice realizate de fani într-un predeterminat, perimetru încadrat și sigur, scrie ziarul francez L'Équipe. Obiectivul: a contribui la dispariția utilizării ilegale și nesecurizate a articolelor pirotehnice în standurile ARE. Competiție Topix, premiu de 75.000 de euro fumigens, a făcut cameră în Liga Campionilor. Susținătorii lui Chelsea au făcut un spectacol cu firecrackers și fumigans în culorile clubului la întoarcerea cu Borussia Dortmund din optimul ligii. Curățenie. Cu toate acestea, materialele pirotehnice nu au intrat în legalitatea UCL. 62.250 de euro este suma cu care clubul francez PSG a fost amendat de UEFA, special pentru utilizarea fumigens în timpul meciului câștigat din 6 septembrie, Liga Campionilor, împotriva lui Juventus Video în România. Fumigenii sunt interzisați, dar susținătorii abuzează. Citiți și alte știri în fotbalul internațional. Detalii bizare din ancheta de corupție care a zguduit Barcelona. Nu le am putut localiza. Dezvăluiri incendiare de la Bayern. Sadio Mane a cerut antrenorului în fața coechipierilor Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger, primii doi antrenori incluși în sala de renume a Premier League.